Salutare, eu sunt grataragiu vostru Didi și astăzi vom pregăti ciocanele de pui picante, lângă care vom așeza foarte frumos rondele de ananas făcute pe tablă. Întâi pregătim marinata. Amestecăm boia iute în sosul de roșii și sare. Amestecăm bine, bine, după care băgăm la punguță. Așa. Băgăm ciocanelele în sos și frământăm bine, bine, după care le vom pune la rece, maxim 20 minute, cât să se pătrundă un pic. Punem și celelalte două ciocanele pe care le frământăm bine, așa, și le punem la rece. Mă întorc. Tăiem felii ananasul. Așa. Îl stropim un pic cu ulei de măsline. Și îl punem pe grătar. Și lăsăm să se rumenească un pic. Hai să scoatem puii de la frigider. Am stat 20 de minute cu ei la frigider. Ce bine arată. Să întoarcem ananasul un pic. Ia uite ce bine arată. O poveste, nu așa? Și putem să punem și ciocanelele alături, că nu se bat. Și așteptăm să se facă. Până se fac, viața e frumoasă, trebuie să ne bucurăm de ea și să bem un pic de bere. Să trăim! Și acum să ridicăm ananasul ăsta de pe grătar. Și ce a fost dulce e și mai dulce. Mai întoarcem un pic piciorușele astea, că dacă se ar prea tare, o iau la fugă. Și ca să vă faceți o părere de ce gust vom avea aici, vom avea ceva iute, foarte iute, puțin sărat și dulce, din cauza bulionului, mă rog, sucului de roșii. Și dulceața asta a ananasului, care miroase dumnezeiește. Îmi pare rău că nu știu că este un să scoatem cărnița asta. Mi-e o foame. Abia aștept să mănânc bunătatea asta de aici. Și la rata asta. Bon appetit. Să trăim.